bani care s-au investit în ultimii ani de zile sunt mai mulți decât s-a investit de la Revoluție până acum 5 ani. Și cu asta cred că am spus tot vis-a-vis de cum s-a gestionat activitatea în primăria municipiului Craiova. Am plecat în urmă cu câteva luni în Parlamentul României împreună cu colegii mei, promițând ceva electoratului, și anume că peste 4 ani de zile ne vom întoarce pe autostradă. Și acest lucru se va întâmpla. Luna viitoare urmează să fie urcată pe SEA licitația pentru proiectare și execuție a unui drum de mare viteză regim de autostradă. Este fix ca autostrada, se vorbea că nu are banda de rezervă stânga-dreapta, are și banda de rezervă stânga-dreapta, doar că este un metru lățime mai îngust decât o autostradă. Dar vom scuti 50 de kilometri pentru că el se va înfige în kilometru 70 al autostrăzii Pitești-București. Este șansa noastră în continuare ca această zonă să se dezvolte. Iar acest oraș va trebui să se dezvolte în ritmul pe care l-a impus administrația PSD-ului din ultimii ani de zile. Și eu sunt absolut convinsă că împreună vom putea să facem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și la ministru. Invit la microfon pe domnul Ion Iuteasa, președintele Consiliului și vicepreședintele PSD Dorșa. Doamna viceprim-ministru Sever Șaedec, pe care o salut și o salutăm cu toți. Și un om deosebit de muncitor și de capabil și profesionist și care în acest moment, printre altele, gestionează și Programul Național de Dezvoltare Rurală. Știți probabil mulți dintre dumneavoastră că la ora 19 ne vom întâlni cu toți primarii la Consiliul Județean și din acest punct de vedere județul Dorș are un număr impresionant de proiecte depuse și să sperăm că cea mai mare parte dintre ele vor și rămâne. De asemenea, un cuvânt de apreciere și de susținere și de mândrie pentru colegii noștri plecați în demnități importante la București. Ionuța Vasilescu, ministrul Muncii, Claudiu Marta, vicepreședintele Senatului României, alături de parlamentari, de alte persoane care ocupă funcții de secretar de stat, de directori, fac cinstea acestei organizații a partidului. Vă mulțumim, domnule președinte Liviu Dragnea, pentru că niciodată organizația de Dorj n-a fost mai băgată în seamă ca acum. Toate aceste funcții de aceea vă rugăm să vă gândiți în continuare la noi, să rămâneți alături de noi ca unul care știm că din tinerețe ați trăit la Craiova și ați iubit această zonă și să știți că întotdeauna cei mai fierbinți dintre români, că tot am fost la stadion, vor fi mereu alături de dumneavoastră. Bine? Domnule președinte Liviu Dragnea, doamna viceprim-ministru Sevil Fredec, doamna ministru Ianuța Vasilescu, domnul președinte Claudiu Banda, domnilor și doamnelor parlamentari, domnilor și doamnelor colegi PSD, chiar suntem mulțumiți. Candidatul Partidului Social Democrat la alegerile locale din această vară,
funcția de primar al municipiului Craiova. Acest lucru mă onorează și mă obligă în același timp să mă ridic la nivelul exigențelor și așteptărilor dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât candidatura mea vine în continuarea unui mandat de excepție făcut de doamna primar Gheorghiță Băsescu. Ceea ce s-a întâmplat și s-a realizat în mandatul doamnei primar nu s-a realizat în ceilalți 22 de ani parcurși de la Revoluție. Investițiile realizate în municipiul Craiova, schimbarea la fața orașului, sunt realizări incontestabile pe care și criticii de serviciu au renunțat să le mai conteste. Ritmul de dezvoltare al orașului a crescut în mod constant în ultimii 5 ani, reașezând Craiova pe harta celor mai importante municipii din țară. Faptul că în această perioadă am fost alături de doamna Gheorghiță Băsescu, contribuind la realizările majore, a determinat ca modul de a gândi și de a acționa să fie aproape identic cu al dânsei, să mă identific de multe ori și să mă comport ca și cum ar fi fost prezentă ori de câte ori am fost impus în situația de a-i ține locul. M-am simțit tot timpul în această perioadă membru al marii familii PSD. Am gândit și acționat în rezonanță cu echipa PSD și numai din acțiuni de ordin strategic au făcut să mă țină departe de această echipă. Am preluat diversele primăriei și am îndeplinit tot ceea ce am promis împreună până la această dată din proiectele realizate prezentate la alegerile locale din vara 2016. Am închis la ora aceasta proiectele europene de care a vorbit doamna primar împotriva acuzaților de nerealizare ale unora și am menținut Craiova, doamna primar, pe locul întâi ca rată de absorbție a fondurilor europene în rândul polilor de creștere din România. În această lună am închis proiectul Business Center. Și arată rău că
काफी गरीब उच्च स्तरीय बैंक चला रहे हैं काफी गरीब कार्यों के लिए बदल दाना तो इन्हें कि वो बैंक का पाचता था शिशु प्रीति का पहले से बैंक का चुनौती सरफाज का चेस दोरेस चेस दोरेस रेवेनी चेस चेस दोरेस चेस दोरेस ceea ce forul tehnic general și ceea ce trebuie și ne gândim. Și să vă spun de ce. Și noi și voi bem apă din lume. Și noi și voi bem apă și din lume. Și asta este important, pentru că aia este să ne gândim o tehnic. Pentru noi, Craiova, reprezintă un simbol. Pentru noi, Craiova, pentru că suntem la jumătatea distanță dintre București și Craiova, a reprezentat și reprezintă o speranță. Dorința noastră ca și acest municipiu să devină un reper de dezvoltare, un mod de dezvoltare, un loc universitar, să devină un loc cultural, să devină un loc în care toți și din acest sănătate să se lucrească și vreau să țin minte ceva. Tot ceea ce vei face aici în Craiova, în Craiova, nu numai pe Craiova, ci pe toți cetățenii din Dolce, și pe toți oamenii. Orice greșeală ca ta, vă supăra pe toți. Eu nu vreau să ai și mai multe emoții pe cei pe care ai arătat, dar vreau acum să înțelegi că ai decis să te faci în concursă de contactă electorală, mai poate susținerea noastră, organizației, și a electoratului nostru, dar trebuie să fii conștient de responsabilitatea care ți-ai luat. S-a vorbit mai devreme ce sunt proiectele de dezvoltare locală. Pentru că am venit când am venit, programul național de dezvoltare locală, în 2013, era viceprim-ministru, doamna viceprim-ministru, doamna Boală, gândiți-vă, ea a fost secretar de stat, dar cu cât m-a săpat, ca să ajung pe ea, viceprim-ministru, domnul meu. Când am avut acest program, eram după 24 de ani de la Revoluție, în care, după toate șapte, am spus că locuri, care a stat la București, era, am avut câteva locuri, am avut care papă, canalizare, școluri demezate, drumuri asfaltate, tot ceea ce este nevoie într-o comunitate. Aici e mic. Dacă să fie căzut, poate și cu casa să fie căzută, să n-ai o altă, ca
spus ceva cu părerea tu nu ai vrea să trăiești acolo, că am văzut prea mea să te spune. Că plouă să ieși din grupă, să ieși din cerul până la noi, pe uiți. Dar ce timp e tot la București, arată bine. Bă, da, fac mă vezi în primul ei. Cu școlile. A fost o discuție foarte interesantă. Se vede, m-am apropiat, m-am văzut în grupă, era ca mine. Cu niște instituții am stat. Câte școli ați început să finanțați în program? 500. Dar de ce? Să învețe copiii în școală, să învețe fiecare. Ca și ei să fie în capul meu, da? Să te întreb, nu să te întrebăresc de ce facem școală. Pentru că nu s-au făcut. Astăzi suntem în situația în care avem finalizate 1500 de școli deja și se duc până la 2700. De asemenea, 2500 de creșe și de dință, măcar se trebuie la urmă. Toate școlile care nu au autorizație de funcționare, care pot primi lucrurile necesare să se autorizeze din punct de vedere al sanitării. În celălalt program care a început acum, sunt peste 1000 de proiecte care se află în tot asta. Alimentare cu apă, canalizare, asfaltare de funcție trotuare, în locale, în județele, în comunale, dispensare, școli, creșe, grădinițe, piețe, târguri, boală. Realizați despre ce vorbim noi în anul 2017. România, țara membrului. În vestul Europei se mai discută despre aceste lucruri și noi încă ne chinim să ne convingem pe unii. Măcar aceste programe sunt le mai critice. Pentru că noi discutăm de un pachet minimal de civilizație. Am văzut la început acestei întâlniri sau noi reprezentanța ai presiei, care încercau să le imagine din sala. Și vă spuneți că și ce au făcut. Casa fotografiază să filmeze zonă niște oameni care au venit la sală. Da? Deci să ne convinc cu asta. Toți sunt de la sală. Pentru că asta înseamnă România. Problema este, dacă nu ai venit și în sala României să arate așa cum arată măcarul statului în vestul Europei, pentru că banii au fost în această țară. S-au cheltuit miliarde, miliarde și miliarde de euro. Dar fără un plan. Și noi avem astăzi o autostradă care se taie țara cu Constanța în vest. Se va face. Am spus în campanie electorală că vrem să crește clasa de mijloc. Și oamenii au votat asta. Vrem ca din creștere economică să se simte și în buzunarea lucrurilor și a început să se simte. Vrem ca autoritățile locale, adică comunitățile locale, să primească mai multe competențe și mai multe putere și mai mulți bani. Și se va întâmpla. Vrem ca locurile Dunărene să treacă la administrarea autorităților locale, inclusiv locul de la cetate, să treci la lucrurilor. De ce? Cine are rezultatea să meargă de-a lungul Dunării și să ia poporul cu porc, să ia toată fâșia dintre Dibii și Dunăre și să vadă în ce mod se poate dezvolta această fâșie, în condițiile în care avem și banii europeni pe acestea. Avem această putere și capacitate. Chiar dacă ne uităm la anumite instituții ale statului și la anumite mentalități, ca orice potențial de dezvoltare din România să fie folosit. Cu curaj! Pentru că nu vom aceste instituții acasă, stabilul de la primată, la care avem greu în Românduța și Sfânciul e pe aici. Peste câțiva ani de zile eu nu o să fie. Așa e viața. Peste mult mai mulți de zile nici ea nu o să fie. Asta pe lângă noi. Așa și cu celelalte investiții. Vorbele se duc. Frica se duce, frica nu se trece în istorie. Ezitarea nu se trece în istorie. Nu rămân decât investițiile, lucrurile bune care se duc în piața locului. Și pentru asta, eu încerc să trec și în continuare. Din păcate,
campaniile de programare nu se termină niciodată la noi. Nici campania bună, nici campania nebună, nici campania negativă. Unde avem suferare pe acest moment care a nostru? Cu faptul că nu au învățat să comunice ceea ce fac. Pentru că știți foarte bine, când faci niște lucruri bune, trebuie să se întâmple două lucruri. Că înainte de a le prezenta, să spui de ce trebuie să facă problema și care sunt avantajele și de ce trebuie să nici foarte bine. Asta de început, asta de ce este continuare și de plăcere permanent, ca să trece peste barajul de comunicare care câteodată este generat chiar de către unul dintre noi, să începe să spună oamenilor ceea ce facem ca prieteni, cu oameni psihici. Dar fiecare categorie se întreprinde. Vreau de asemenea să vorbim despre legea salarizării militare, la care am intrat întrebările cu un puțin și cu un acordat, dar nu fostul ministru de finanță. Este o lege de lucru. Este o lege care nu e bună atât de ceea ce ne-a spus în campanie electorală. Eu cred că avem puterea, capacitatea și obligația să încheiem perioada în care românii au fost plătiți cu salarii de mizerie pe țara lor. Românii au dreptul la salarii mari, au dreptul la salarii decente, au fost plătiți. Nu cred că am vrut să fie plătit nemeritat. Dar nici nu cred că e normal, e cinstit, e omenește să stai în diferent când un om merge la mâncă și de se întoarce acasă, nu știe dacă poate să ia ceva la copii. Nu știe dacă poate să spune ceva de bani. Nu știe dacă are bani să știe că copilul la școală. E nepreocupat să știe ce am un om de mâncă. Este făcut inclusiv așa cum se tapoază pensie. De ani de zile este făcut. Și am văzut că niște firme private, câtă totul și de date, care erau foarte supărate și încercau să îi ducă niște meciuri în spațiul public, poate la un moment dat, la urmăța ta să vezi de aici, poate prezintă pentru niște cifre, ca să vedem câte sute de milioane de euro din banii noștri au plecat și pleacă în contul acelor filme. Și cei care depunem acolo la un anumit pilon de pensie, cu ce ne alegem la final. E bine să spunem aceste cifre, pentru ca să știm, nu neapărat să facem ceva împotriva lor. Dar dacă tot vrem să discutăm despre transparență, despre adevăr, trebuie să spunem întreaga adevăr. Doar să nu spunem o minciună și să manipulăm realitatea. Despre pensie, am fost criticați că suntem populiști. Că de ce să avem impozit 0 la 14.000 de lei? Păi această țară pe care am conștient. De ce a fost construit în partea pensionară? Toate companiile vândute cum au fost unul de pensionari, rețele electrice, hidrocentrale, termocentrale, centrale de centruri, pe ferate, cum v-ar a făcut pensionarii în această țară, nu cumva mai de respectul tuturor, au respectul pe profund, dar mai este și respectul celor care critică această lucrurile. Și care ar trebui să se gândească de 10 ori înainte să se facă asemenea operație. Să se gândească cum ar putea să facă un pensionar cu 500 de lei, cu 700 de lei, cu 800 de lei pe lună. Deci cu fereșe medicamente, care sigur se dorea să fie din ce în ce mai scump. Sigur că am fost șefați de ce mai salariul minim. Nu de așa să vin să trească 600 de lei, 800 de lei, să cadă la muncă, 10 de lei,
să vă prezint un program de cuvântare, vreau să vă spun doar încă parte de bani. Eu n-am venit să citesc. În parte... În toată această campanie foarte bine plătită. Este un singur obiectiv. Ca aceste program de guvernare să nu se dă în practică. Și o fac puțin deci pe cel care l-a propus, care l-a prezentat, care l-a condus și care se ține în urmare această majoritate. N-am decât să cedez, pentru că dacă noi nu facem aceste lucruri, în România nu va face nimeni niciodată. Din potrivă, am întâlnit din ianuarie, din astăzi, cu 10 de companii mari, uriașe, atât din Europa, și din Statele Unite. Repetă, companii mari, transparente, oficiale. În schimb, am o problemă cu companiile, indiferent de cum sunt, care nu plătesc taxa. Este necesit să doresc ca fermierii români să fie sprijiniți ca să poată rezista competiția cu fermierii străini, vorbind aici în țara. Este incorrect să doresc, așa cum le vrem cu toții, ca medicii din România să aibă salarii comparabile cu cei din Europa și să rămână în țară. Cred că nu. Dacă vorbești ceva pentru țara ta, se poate spune că nu ești european? Oricare guvern din Europa se gândește în primul rând la țara care guvernează. Puteți-vă cu atenție. Nici nu putem să așteptăm să fie alte guverne să se întâmplă în urmă. Numai că doar trebuie să fie în ordine. Nici o companie cinstită nu are niciun preservit. Companiile care nu dă bani în România, în afară, evitând de ceea ce țin la oameni de teamă. Și vreau să vă spun ceva și să vă gândiți la asta. Eu sunt un cetățean european și sunt mult de asta. Și respect orice țară europeană. Dar nu ne-am gândit. Mulțumesc!